Salut tuturor! Mă bucur că sunt din nou la Cluj și că voi sunteți în număr atât de mare de prezentările noastre. Vreau să fac astăzi o prezentare a unei suite care permite implementarea unei aplicații WebGIS ready to deploy. Adică, vedeți noastră, în domeniul acesta al WebGIS-ului, ne putem afla între două extreme. Între extrema o bată de colegii de dinamite, Bogdan și Iulian, în care o echipă preia niște biblioteci, software și le modifică, le adaptează și le inventează cu mult efort de programare. Și extrema cealaltă, când un user se loghează pe un site, adică accesează o soluție cloud, accesează niște date publice, libere, compune o hartă și o prezintă. Între cele două extreme vin o paletă largă de aplicații care se numesc ready to deploy. Sunt atât comerciale cât și open source. Ready to deploy înseamnă un efort minim din partea utilizatorului, dar cu un oarecare control din partea sa, să poți fi, să poată permite implementarea unui proiect WebGIS sau unei aplicații WebGIS. Am ales să vorbim despre suita OpenGeo, OpenGeo Sud Community Edition, pentru că este o suită de aplicații complet libere și o să vedem în continuare cum funcționează această suită. Împreună cu colegii de la Robert, am implementat pe baza acestei suite o aplicație pentru un proiect de evaluare a hazardului de inundații în bazinele aferente județelor Constanța și Tulcea, deci pe Dobrogea, unde le-am permis utilizatorilor intern, acolo local, pe rețeaua internă, am permis un număr de 20 sau 30 de utilizatori să acceseze niște resurse, în condițiile în care aveau licențe pentru software proprietare doar două bucăți. Atât și-au permis din proiectul respectiv. Începem cu un snapshot al aplicației. Unde vedem că ne aflăm într-un browser. Da? Aplicația este disponibilă la o adresă de internet, o adresă web. Vedem niște controle, butoane care controlează conținutul hărții. Vedem niște leere, vedem niște legende, niște simboluri pe leerele respective. Apoi vedem o fereastră cu harta și cu niște controle aferente de zoom și navigare pe hartă. La fel, niște butoane care permit interogarea, interacțiunea cu conținutul hărții. Vedem un formular de interogare, de query, într-o bază de date. Vedem un tabel de atribute, deci avem de-a face cu leere vectoriale. Da? Și o unealtă de logare într-un server. Bun. Până să ajungem la toate astea, deci tot acest ansamblu reprezintă, de fapt, după cum probabil v-ați dat seama din prezentările anterioare, vârful unui iceberg. Adică ne aflăm, efectiv, la mai puțin de 10% parte din munca din spatele unei astfel de aplicații. Și acum voi încerca, în cele ce urmează, să descifrăm puțin, concret, această soluție de să vedem ce presupune. Și plecăm, în primul rând, de la rețea. Da? Ne aflăm într-o aplicație web și este important să cunoaștem, sau, bine, să avem ceea ce englezii se numesc working knowledge, e o cunoștință de lucru, despre componentele unei rețele. Da? În primul rând, un server. Vedem că toate elementele dintr-o rețea se identifică printr-un cod, da? Un IP, și preferabil și un host name. Dar lucrurile astea sunt importante atunci când vrem să localizăm adresa, să localizăm aplicația noastră, să vedem unde mergem ca să găsim acea aplicație, da, acea pagină care ne arată datele. Pe server rulează, însă serverul este o mașină care
cum să spun, trimite către exteriorul său, către exteriorul cutiei în care rulează componentele hardware, deci către exterior, către rețea, trimite aplicații. Da? Noi suntem obișnuiți în mediul offline să lucrăm pe adrese gen C2.programfiles și așa mai departe. Serverul livrează aplicații în, prin porturi. Da? Deci avem conceptele acestea. Server, port, aplicații sau servicii, servicii rulate pe portul respectiv și serverul asta face, cuplează, asociază serviciilor respective un, sau aplicațiile respective un port. Da? Și atunci eu când accesez, folosim protocoale de, de comunicare specifice internetului și rețelelor de, de calculatoare, IP sau TCP, eu pot să ajung la ce dorește serverul respectiv să-mi livreze. Da? Folosind acest IP și port. De cealaltă parte a barricadei, deci pe server sunt toate aplicațiile care, care formează nucleul, care formează iceberg-ul, restul iceberg-ului, în workstation, în, în calculatoarele care se conectează la serverul respectiv, în clienți, rulează aplicația, ei se conectează, în cazul nostru, prin un browser web. Deci, pentru, e necesar să, să avem cunoștințe de lucru pentru a, a reuși să, să descurcăm aceste concepte despre aplicații, servicii și protocoale web. Să cunoaștem semnificația cuplului IP și port, da? Să vedem ce înseamnă acele elemente, să cunoaștem în momentul în care ne apucăm să implementăm astfel de aplicație și câteva noțiuni de genul port forward sau ce înseamnă un firewall, da? Și cum eliberăm un port prin firewall. La fel e util să avem câteva la, la îndemână câteva elemente unelte, gen IP config sau IP config, care dau adresa, adresele respective, IP-urile respective și ping, care verifică dacă există conexiune între două, două calculatoare din rețea. Bun, și acum să revenim la aplicația noastră, Open Suite, OpenGeo. Voi intra în detaliu referitor la fiecare element. Important acum este să, să observați cele trei niveluri de organizare a unei aplicații WebGIS. Da, avem o bază, o bază în care stă, stau datele, care în cazul nostru sunt livrate prin, sunt stocate pe o bază de date. Dar ele, datele pot fi ținute și pe cafișiere de list sau alte soluții. Da? Apoi, un nivel de aplicații server, deci cele care rulează pe server, da? Și care transferă informația spațială din baza de date, din locul unde este stocată fizic, către utilizatorul final și, bineînțeles, în vârful icebergului, clientul, utilizatorul final, clientul de WebGIS, aplicația care rulează în browser sau un client desktop. Nu, nu e neapărat. Dar cele trei elemente, baza de date, aplicațiile server și client WebGIS sunt ca elemente conceptuale prezente în orice aplicație WebGIS. Avantajul sau fapt, cum să spun, ineditul cu care vine, utilitatea cu care, pe care o aduce această suită, este că cei de la OpenGeo, o firmă, o companie, au reușit, au reușit să împacheteze și să permită configurarea rapidă a tuturor acestor aplicații într-un installer. Deci totul se rezumă la descărcat, downloadat de pe site-ul lor acest installer, a-l rula în program files, sigur. Așa, și acolo se află deja gata configurate și gata de livrare. Intui toate acele aplicații de care, și de care vă vorbim în continuare. Ca să înțelegem mai bine ce, cum funcționează cele patru aplicații, le-am împărțit așa. Baza de date și aplicațiile finale, dar aplicațiile finale nu rulează ca orice aplicație, deci server, GeoServer, GeoWebcache și GeoExplorer, aplicația web, nu lucrează cum lucrează orice program pe care îl instalați, da? Ci în interiorul unor mașini virtuale, da? Cele trei aplicații sunt, rulează sub Java, mai precis sunt livrate către exteriorul serverului de un server web, GT, implementare tot, tot sub Java. Da? PostGIS este independent, e un server independent, el este accesat și rulează
În program files, în folderul care s-a instalat, sunt instalate toate aceste utilitare. Da? Scriptul de configurare, care oferă clase Java, care permit lansarea, lansarea acestor aplicații. GDAL-ul, da? Biblioteca GDAL, care permite multe lucruri. Mașina virtuală, Java Runtime Environment. PostGIS, Postgres și cu extensia PostGIS. SDK-ul, care permite crearea de aplicații web. Deci toate sunt instalate într-un singur loc. Asta este important. Dacă vreți să faceți chestia asta separat, vă veți lovi de, la un moment dat, de treaba asta. Că nu știi unde se află anumite elemente pe care dorești să le optimizezi sau să le configurezi. Aici tot e transparent și este într-un singur program, într-un singur loc, într-un singur folder. Da. În plus, în folderul de users, în folderul de user data, se mai instalează câteva elemente care chiar țin de configurarea sistemului. Deci OpenGeo, respectiv PG data pentru PostGIS. Suita pleacă cu un script deja făcut, aflat acolo în program files. Și mi-a spus că ar fi o idee bună să-l pun aici și să ne uităm puțin pe el. Vedem că la început scriptul verifică existența unor clase de Java care permit pornirea sistemului. Dacă există, bine. Dacă nu, eroare. Și se oprește tot executarea. Setează niște parametri, setează niște parametri, niște variabile interne pe care apoi le de exemplu, path-uri. Căi către executabile, plugin-uri și așa mai departe. Da, setează un class-path cu multe, multe locuri, multe folere. Și la comanda start, deci când se inițializează comanda start, se pornește un script care configurează PostGIS-ul și oricum, un GeoJet instant, o plază care pornește tot sistemul și cu toate mașina virtuală, serverul Jetty și cele trei aplicații din serverul respectiv. Da. În mod similar, există un script care inițializează și configurează PostGIS-ul. Da. Atunci când e derulat pentru prima oară, cheamă, apelează mai multe scripturi care inițializează bazele de date, oferă acces la funcțiile specifice PostGIS și așa mai departe. Când este apelat ulterior, e apelat pur și simplu pentru a porni serverul respectiv. Da. Deci aceste scripturi sunt vizibile, sunt acolo, le puteți modifica, se pot modifica. Da. Și ele sunt implementate și ca o interfață, ei spun dashboard. Da. Banca de lucru. Așa. Unde am aici un buton, există un buton, start și shutdown. Start și shutdown, apelează ce scripturile pe care le-am spus mai devreme și care oferă un panou de control al tuturor aplicațiilor livrate în suită. PostGIS, GeoServer, GeoWebcache, GeoExplorer și SDK-ul. Bun, spuneam că în bază, la nivel de date, ei livrează PostGIS. PostGIS este o extensie, un modul care extinde funcționalitatea sistemului de bază de date PostgreSQL, un sistem complet open source și de nivel enterprise, ca să spun așa, pentru că e folosit pe scară largă de aplicații puternice. PostGIS activează pentru serverul de bază de date Postgres trei elemente. Tipuri de date concrete, specifice datelor noastre spațiale, specifice domeniului spațial, funcții și index, de exemplu. Da? Ca tipuri de date, presupunem că în tabelul respectiv, în baza de date, am avea un tabel cu toate statele, dar ar fi un tabel doar text. Da? PostGIS adaugă funcționalitate spunând hai să adăugăm coloana geometrie acelui tabel și să stocăm forma statului respectiv în coordonate reale. Deci forma reală a statului respectiv într-un anumit sistem de coordonate, desigur. Asta înseamnă tipuri de date spațiale. Sunt obiecte digitale
specifice datelor noastre, da? Specifice cu poziție, cu celelalte elemente de citate. Da. Iată o ierarhie a tipurilor de date. Acestea sunt datele vectoriale clasice, da? Punct, linie și poligon sau colecțiile de punct, linie și poligon. Da? Deci nu e nimic reinventat. Da. Doar că ele sunt oferite prin acest plugin, PostGIS, această extensie separată. Bun, deci vorbim de tipuri de date spațiale, vorbim de funcții spațiale pe care PostGIS le aduce în Postgres. De exemplu, funcții de management, da? Adaugă o coloană de tip geometrie într-un tabel. Asta e funcția, geometricalul. Copilul e geometricalul și așa mai departe. Sau funcții de conversie. Transformă un șir de caractere dintr-un anumit câmp într-o geometrie validă. Deci, în loc să am o descriere textuală a conținutului statului respectiv, aplic funcția asta și transform această descriere textuală în obiect vectorial. Funcții de raportare, de interogare, cât e de lung un anumit element, care e suprafața, perimetrul unui alt element. Funcții de comparație, cum se, da, aceste două poligoane, OAT-ul, se îndecinează sau nu? O anumită localitate, un anumit punct este în interiorul poligon sau nu? Toate aceste momente de interogare, să zic, vă sunt familiarizate cu în aplicațiile de PostGIS. Da? Ele sunt disponibile ca funcții. Acum și apelabile în scripturi complexe în exteriorul PostGIS-ului. Iată o listă de funcții, de exemplu, în PG-Admin, în utilitate de administrare a bazei de date, care se lucrează la RSP, da? O listă de funcții, 525 de exemplu, acum, pentru baza noastră de date. Tot la fel mai vorbim, când e vorba de o bază de date spațiale, de index sau metode de optimizare a căutării. Da? Cum întotdeauna? Pentru că datele spațiale pot ocupa volume mari, ați văzut la colegii de la Property Shark, milioane de vectori și așa mai departe, într-o bază de date, ca să căutăm un anumit element, e nevoie de o metodă de indexare specifică. Nu putem apela la metode clasice, cum ar fi un index alfabetic, să zic, da, mai întâi caut litera și apoi cuvântul care cere cu litera respectivă. PostGIS implementează index, metode de indexare spațiale specifice datelor spațiale, da? De exemplu, metoda bazată pe bounding box, perimetrul poligonului care încadrează, detuniul care încadrează tot elementul, da? Și atunci, pentru a afla, de exemplu, o vecinătate, o relație de vecinătate între Franța și Spania, de exemplu, în loc să compare toată colecția de pic, toți vertexii de pe tot conturul celor două poligoane, mai întâi compară acest bounding box. Și dacă se apropie, dacă se suprapun acele bounding boxuri, trece mai departe. Și până ajunge la rezultatul final. Da? Acestea sunt câteva exemple. PostGIS, la fel, în dashboard-ul din Node.js este disponibil direct și are două elemente. De manage, PG-admin-ul, pe care vi l-am arătat în interior, și o unealtă de import shapefiles. Da, asta e iarăși un element de noutate pe care vine această studie. Îți permite să-ți importi datele tale și în formatul cel mai utilizat, așa, direct în baza de date, într-un utilizat foarte ușor de folosit și foarte, foarte rapid. În concluzie despre PostGIS, spunem că este extensia spațială a unui mare server de baze de date. Oferă acestui server acces la obiecte spațiale cu specificul lor. Oferă elemente de enterprise, de bază de date de enterprise, de exemplu, securitate, editare simultană, volum mare de date, permite stocarea unui volum mare de date, fără probleme. Suita oferă acces la administrarea PostGIS sau acestui server de bază de date prin două elemente, PG-Admin și acest moment de importare și instalare.
Ea se livrează cu această suită, dar te poți conecta la PostGIS cu orice alt client exterior. Nu este închis nimic acolo. Da? Deci are această funcție de interconectare cu orice alt client desktop, atât open source cât și proprietar. Trecem mai departe la nivelul 2, nivelul aplicațiilor server. Cele două aplicații care rulează împreună și care se lucrează cu suita sunt GeoServer și GeoWebcache. Acum, interesant de arătat ce înseamnă un server. Da? Un server preia solicitările de la user, da, de la mine, un server normal, da, ca o pagină. Solicitarea mea este această pagina respectivă, pagina HTML respectivă, pagina WordPress. Eu trimit această solicitare. Serverul interceptat această solicitare, caută în, pe disk local sau în locul de unitate să caută această informație și ne livrează. Așa funcționează un server normal. Un server un server cartografic, GeoServer, preia solicitarea, caută în datele care sunt specifice, datele sunt date spațiale, pregătește răspunsul și livrează ce? O hartă. Deci, pe deosebire de alte tipuri de răspunsuri, un răspuns unui server cartografic este întotdeauna o hartă. Și mai concret, un server cartografic, un server în general, comunică informația, trimite informația sa prin intermediul unor protocoale, adică unor seturi de reguli care stabilesc cum se face transferul de informații. În cazul nostru, de date spațiale, sunt mai multe protocoale, dar cele mai frecvent accesate sunt protocoalele Web Map Server și Web Feature Server, pe care vă le-am zis. Web Map Server preia solicitările, da? Conform solicitărilor, încarcă datele din baza de date, aplică reguli de stilizare, îți afișează, aplică recenza cărții, da? Randează imaginea și o trimite. Trimite înapoi către browser. Da, așa funcționează un web map server. Și concret, și mai concret, o solicitare posibilă ar putea fi aceasta. Introduci în pagina ta de în Firefox-ul tău această adresă, da? Suita și așa mai departe, și de la VMS încolo începe request-ul, solicitarea concret spațială. Da? Ce soliciti? Dăm o hartă, web map, și așa mai departe, într-o anumită proiecție, pe o anumită regiune, bounding box. Da? În ce format? În format de imagine. Da? Așa circulă informația într-o aplicație web. Da? Cu aceste solicitări și cu răspunsul aferent de la server. Al doilea protocol foarte larg utilizat este Web Feature Server. Atunci când solicitarea se referă nu la afișarea conținutului unei cărți deja stilizate, deja etichetate, ci doresc să accesez efectiv layer-ele, vectorii care compun harta respectivă. Da? Și atunci există un protocol standardizat care permite și acest lucru într-un mod similar celui anterior. Da? Solicitarea nu mai este VMS, ci VFS, cu anumite elemente. De exemplu, doresc din layer-ul meu statele USA, statul numărul 39. Da? Și îmi vibrează doar pe aceea. Cam asta ar fi cu protocoale. Acum, serverul, GeoServer față de alte servere cartografice, este preferat de, mai ales de cei care încep să apareze noi în domeniu, pentru că oferă această interfață grafică. Da? Și te scapă de problemele inerente configurării multor fișiere. În această interfață te conectezi, te loghezi și ești între datele tale din baza de date și clientul final. Și atunci, aici, în această interfață, poți să importi datele din baza de date, să le aplici stiluri, styles, să le faci tidying, despre acest lucru,
Deci, cu alte cuvinte, să pregătești datele tale pentru a fi livrate și pentru a fi consumate de utilizatorul final care dorește o hartă, fără alte specialitate. Da. Intru puțin în detalii referitor la timing sau serviciul de serverul GeoWebcache. Vă arătam că rezultatul unei solicitări de date spațiale este de regulă o hartă, o imagine. De atunci, pentru a nu transforma, pentru a nu obține, pentru a nu genera acele imagini de fiecare dată, intervine acest web cache. Cache înseamnă o memorie parțială, o memorie temporală, da? Care funcționează după următorul flux. Se primește solicitarea de la client pentru un anumit file, pentru un anumit careu, dar pe acel tai, acel există în stocat, se secrește mai departe, când ajunge la client. Dacă nu, se generează și se salvează local. În felul acesta, când revine clientul respectiv sau alt client revine și cere aceeași porțiune de pe suprafața părții, da, el o livrează deja randat, deja generat. Așa funcționează GeoWebcache. Iar un type, o exemplificare a conceptului de type este în această diagramă, pentru direcție nivelul de zoom. Da? Deci este un type pentru nivelul cel mai mare, cel mai de zoom, cel mai de sus. Da? Fac un alt zoom și tot așa. Gândiți-vă, la fiecare nivel am type pentru toată suprafața pe care este setul de date. În concluzie, GeoServer servește datele spațiale prin protocoale standardizate, rulează sub Java, asta înseamnă interoperabilitate, are o interfață web, da? Și are acces la toate formatele suportate de bibliotecile digital și OGR. În final, am ajuns din nou în grupul adevărului. Ce se întâmplă în browser, partea de client? Aici, cei de la OpenGeo au combinat două biblioteci, amintite și de colegii anterior, OpenDF și GeoExplorer, și au obținut un produs pe care el numește GeoExplorer, o aplicație web și complet funcțională. Asta ne-a dat noi ca să avem mai des pasiv. Revenim la GeoExplorer. Și acum facem precizarea că GeoExplorer este disponibil în două module sau în două moduri. În modul Composer, da, unde totul se apropie de conceptul de WebGIS, pentru că oferă control asupra datelor pe care le încarci, simbolurilor pe care le aplici, se oferă control de editare, pot modifica geometria de